Și după cum vedeți, am terminat cu lemnele de tăiat. Magazia e plină cu crăpate, astea urmează să le doar să le cărăm. Noi ne-am cam terminat treaba. Am lucrat cu toate drujbele. Rumegușul, vedeți, o peste tot. Cel mai mult aș spune că a tras asta mică, cred că am tăiat cu ea vreo 8 rezervoare, cu puțin, nu, Alex? Cu asta mică. Așa, cu chinezească am tăiat vreo 4 rezervoare, să zicem. Așa, și asta a tăiat așa 2 rezervoare, dacă l-are mare. Da. Acum, să zică și Alex părerea lui, care e cea mai îndemânatică dintre toate astea? Chineza. Chineza? Aia mică sau aia mare? Asta verde, asta e cea mai ușoară și asta cea mai puternică, dar și grea. 5 cai. Noi am zis să vă facem așa anul ăsta, dacă tot s-a nimerit așa, să vă facem niște episoade mai diferite de ce ați văzut până acum la mine pe canal, cu ajutorul lui Alex. E bine că e rău, noi ne-am făcut treaba, suntem întregi, trebuie să ascuțim lanțurile la toate, că am mai dat și în pământ, am mai dat, asta e, ce să le faci, asta e treaba, treaba s-a terminat, acum, nu știu, alte clipuri când mai fac cu drujbe, da, au fost suficiente, așa că până la noi revederi cu subiectul de drujbe, noi v-am salutat și numai bine! La revedere!